Procedura, microfonul 4. Domnul președinte, pentru a nu fi interpretări mai târziu, vreau să expun poziția grupului parlamentar al socialiștilor. Noi suntem pentru finalitatea logică a inițiativelor care sunt propuse la vot, însă inițiativa comuniștilor de astăzi, care, ei fiind siguri că nu va avea majoritatea, este înaintată, este un act de populism. Și noi presupunem că este o încercare de a aduce în funcție de vice-speaker pe domnul Ghimpu, care este partenerul comuniștilor în ultimul timp. Ei erau siguri că nu vor avea susținerea, majorității și vreau să vă spun că nici ideologul comuniștilor nu a venit astăzi la ședință. Dacă vroia să obțină voturi majoritatea, asigurau cel puțin ei să fie toți. De aceea socialiștii nu participă într acest fars. Dacă va fi necesar 4 voturi suplimentare pentru aprobarea unei hotărâri de Parlament, asigurați-vă că aveți 47, după aceea haideți să începe negocierile. Vă mulțumesc! Bine! Microfonul 2. Grizan, Partia Comunistă. Господин Dodon, этим выступлением вы показали, кто проплатил ваш выход из ПКРМ.